Am revenit, dragi telespectatori, sunt Vlăduța Lupău, în caz că nu mă mai recunoașteți aici între atâția copii frumoși, că suntem aproape la o înălțime și nu știu dacă mă remarcați între ei, dar nu mai contează, atâta timp cât emisiunea noastră e plină de voie bune, de joc și de tinerețe. Cred că asta vă ține și pe dumneavoastră în fața micului ecran și vă uitați până la finalul emisiunii la noi și la Hora TV. Pentru cei care au intrat mai târziu în casă și au pornit televizorul, vă readuc aminte faptul că astăzi, în emisiunea de azi, le sărbătorim pe cele două surori Ghiman, adică Antonia și Cosmina. Antonia și-a petrecut deja ziua de naștere în urmă cu câteva zile, adică pe 26 octombrie, dar îți spunem în continuare la mulți ani! Mulțumesc! Și Cosmina urmează ca pe 3 noiembrie să se aniverseze și atunci ele au decis că această emisiune să o realizeze așa la mijloc de când e ziua voastră și să petreceți împreună. Cel mai frumos, nu? Da. Mi-ai spus la începutul emisiunii că îți dorești un ponei de ziua ta. Sperăm să-l și primești și ai găsit un nume. Nu. Doamne, se termină emisiunea, Cosmina, și n-ai găsit nume la ponei. Cred că Ștefan odată și-a dorit un cățel, nu știu dacă... Drept? Da. L-ai primit? Ia vină lângă mine. Ștefan, Suciu, prietenul nostru. Da. Bună bine ai venit! Vreau să zic bună seara și soarele-i pe cer. Bine v-am regăsit. Știu că tu mi-ai zis că îți dorești un câine. Da. Nu? Dar nu l-am primit pentru că mi-am luat o bicicletă. A, deci s-a transformat în bicicletă câinele. Da. A, mai bine. Și ai picat cu bicicleta? Odată. A, nu-i rău. Se poate mai mult. Dragi telespectatori, nu întâmplător l-am chemat pe Ștefan eu lângă mine, deoarece Ștefan este și verișor, nu? Cu cele două sărbătorite, adică cu Antonia și cu Cosmina. Ce fel de verișori sunteți? Verișor de-al doilea. Deci cine cu cine neam? Mami cu tatălui. Așa-i? Da. Ei sunt verișori primari, da? Și voi sunteți de al doilea. Da. Și vă vizitați sau numai la emisiuni vă întâlniți? Și. Suntem cam departe, dar ne mai întâlnim la emisiuni. Asta e un lucru bun. Ștefan, tu ai avut, cred că, ultimul dintre ei până astăzi, da. Emisiunea aniversară pe care am filmat-o, mai ții minte unde? La poarta? La poarta Pusenilor. Așa. Și cum a fost după ce s-a uitat lumea la tine la emisiune? Toată lumea m-a felicitat și îmi zicea la mulți ani. Și te-ai simțit așa un mare artist? Da. Te-ai uitat așa cu sufletul la gură toate 4 orele de emisiune? Da. Ți-a plăcut de tine? Da. Și de mine? Da. Și de toți colegii noștri? Desigur. Așa, mă bucur. Pentru cei de acasă, poate dacă v-ați uitat, vă aduceți aminte, Ștefan l-a avut invitat special în emisiunea lui și pe cine? Pe domnul părinte Marius Ciprian Pop. Da, îl salutăm și mulțumim încă o dată pentru că ți-a făcut acel cadou de a fi prezent la emisiunea ta aniversară. Și pe această cale mai salut încă o dată și pe părinții tăi și tu. Da. Așa. Și pe părinții voștri, Antonia și Cosmina. Și de asemenea pe toți părinții copiilor din această emisiune și din toate emisiunile unde noi ne întâlnim, pentru că ei sunt cei care de fapt vă ajută să realizați aceste emisiuni frumoase. Și vreau să vă spun, dragi telespectatori, cu... Și mi-asum ceea ce spun, că nici noi, cei de generație mai mare, sau chiar alții de generație și mai mare decât mine, de exemplu, nu reușesc să facă o emisiune atât de frumoasă sau poate n-au ambiția necesară, așa cum reușiți voi sau părinții voștri. Eu vă felicit și sper să o țineți tot așa și să audă lumea de voi până o să fiți mari, să fiți nume mari ale folclorului. Da. Da, așa să fie. Mă bucur că îmi dați dreptate. Vrei să le urez ceva verișoarelor tale? Da. Vreau să le urez un sincer și călduros la mulți ani, să iubească toți băieții. Ai. Asta e urare. Și să aibă parte de tot ce își doresc în viață. Mulțumim. Da, stai că eu n-am auzit bine. Să iubească ele toți băieții sau toți băieții pe ele? Toți băieții pe ele. M-am liniștit. Bun.